Bună seara, bun găsit la Vocile Iașului. Vă invit în această emisiune să discutăm un subiect cu caracter istoric, dar în același timp actual. Un subiect practic prilejuit de un vernisaj care va avea deschiderea mâine la ora 16 la Muzeul Universității din Copou, din strada Titu Maiorescu. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității anunță această vernisare a expoziției Regele Urmărit, Mihai I al României în dosarele securității. Subiectele sunt incitante și inedite în același timp, pentru că obiectul acestui vernisaj îl face această istorie sau contraistorie din dosarele securității, cum spuneam, cu documente inedite, cu refacerea unor fragmente de istorie foarte puțin cunoscute sau foarte puțin probate de multe ori. Discutăm în această seară acest subiect și traiectoria din dosarele securității pentru Regele Urmărit, împreună cu doi dintre curatorii acestui vernisaj, cercetători și consilieri de la CNSAS. Este vorba despre Mădălin Hodor, bună seara, bine ați venit, și Mihai Demetriade, bună seara, bine ați venit. Bună seara. Haideți să începem cu, mai întâi, cu miza acestei expoziții, să explicăm puțin ce înseamnă demersul. Este proiect de cercetare, este despre ce vorbim mai exact, domnule Demetriade? Da, expoziția Regele Urmărit Mihai I al României în dosarele securității a debutat acum mai bine de un an și jumătate ca un proiect de cercetare. Interesați în mod direct de destinul regelui în exil, de istoriografia nu de fiecare dată foarte onestă cu imaginea majestății sale și provocați de documentele din arhivele CNSAS, am decis să organizăm o analiză riguroasă a documentelor pe care CNSAS le deține, coroborându-le cu terțe surse din arhive internaționale, arhive private din țară, arhive publice, biblioteci, un fond de fotografii inedit care ne-a fost pus la dispoziție de Casa Regală a României, și s-au creionat, s-a conturat o primă formulă a acestei expoziții, care a avut loc la Oradea, la începutul lui 2013. Au urmat succesive vernisări la Craiova și Cluj și cea mai importantă la București, la Biblioteca Națională a României. Odată cu amploarea, cu creșterea amplorii, de fapt, a cercetării și a documentării pe acest caz. Cred că cea mai importantă, în fine, miza centrală a acestei expoziții nu e doar o încercare onestă de a pune documentele brute de arhivă să vorbească, fără niciun fel de decupaj hermeneutic, de a oferi publicului un insert inedit de arhivă, nemai, în fine, pusă la dispoziția publicului larg până acum, și de a încerca să suspendăm, să scurcircuităm poncifele istoriografiei și de dinainte de 89 și de după 89 legate de anumite episoade din existența în exil a regelui Mihai. Pe scurt, nu este neapărat o cercetare sau nu este o prezentare a unei, este de fapt o prezentare, iertați-mă, este o prezentare a unei cercetări științifice, dar o prezentare mult mai ușor de deprizat. Este o povestire a ceea ce s-a întâmplat. Folosim diverse surse, inclusiv aceste documente inedite din arhivele CNSAS, din dosarele pe care practic securitatea le-a instrumentat, le-a folosit în acest obiectiv, cum era numit, nu, regele și ceilalți care erau urmăriți, desigur, din dosarele securității. Există mai multe momente istorice pe care le prindeți în acest vernisaj. Practic îl ilustrați, așa cum spuneam, cu fotografii, cu printuri din documentele CNSAS. Avem, în același timp, telespectatorii pot urmări câteva imagini în avanpremieră din aceste panouri pe care le-ați realizat și vor fi expuse. Care sunt momentele principale și de ce ați început chiar de dinainte de abdicarea regiului, să spunem, dinainte de a exista un dosar?
la CNSAS, domnule Hodor? Pentru că a devenit obligatorie această cronologie pre-apariția dosarului. Dosarul nu a apărut din neant, a existat o istorie a României înainte de 1948, a existat momente foarte importante, astfel încât pentru noi a devenit obligatorie prezentarea traiectoriei regelui înainte de apariția acestui dosar de urmărire. Mai există și o altă explicație, și anume faptul că am încercat să arătăm cum, practic, după exilul majestății sale, aceste evenimente istorice au început să fie remodelate, rescrise, să facă obiectul unei propagande intense, astfel încât să fie ocultată realitatea lor. Și m-aș referi pe scurt aici la momentul 23 august 1944, pe care noi l-am prezentat într-un panou al expoziției ca punct de plecare practica traiectoriei poveștii majestății sale. Este un moment extrem de important, este practic actul de naștere al majestății sale ca un politic nu numai în România, ci la scară mondială, având în vedere că a fost un act care a survenit în timpul războiului, care a schimbat fundamental orientarea politică ulterioară și care, a cărei înfăptuire a fost eminamente opera majestății sale, sigur, ajutat și de actorii politici din epocă. Am vrut să arătăm exact rolul pe care l-a jucat pentru a putea face tranziția către ceea ce s-a scris după 1945, ceea ce s-a scris în perioada comunistă despre actul de la 23 august. Astăzi discutăm, cunoscând mult mai multe detalii despre acea perioadă, dar cu toții ne amintim sărbătoarea de 23 august ca fiind o sărbătoare eminamente a succesului Partidului Comunist în întoarcerea armelor împotriva Germaniei, realizarea loviturii de la 23 august asumată integral de Partidul Comunist, care avea rol preponderent, niciun alt actor politic de la acea vreme nu făcuse absolut nimic. Deci este o continuitate în principiu, de aceea ați început cu acele evenimente de dinainte, de a se întocmi dosarul, exact. De a fabrica dosarul. Mădălin a amintit de miza, să spunem, manipulării actului istoric, care ne-a determinat să punctăm câteva momente importante și să contextualizăm activitatea regelui înainte de plecarea forțată în exil. Trebuie spus însă că regele era urmărit și înainte de 47, de siguranță și de SSI, însă din cu totul altă perspectivă și de cu totul altă manieră. Nu e deloc comparabilă supravegherea unui șef de stat, practic, da? Care ține de siguranța statului și ține de siguranța persoanei monarhului, cu ceea ce s-a întâmplat imediat după 48, când regele a devenit unul din dușmanii prin excelență care trebuiau loviți în efigie de aparat, de mâna de forță a partidului și de securitate. Și aici trebuie să facem o subliniere sau o paranteză și să spunem că siguranța este serviciul practic secret al României de dinainte de a se înființa securitatea. Exact, Departamentul Securității Statului, care iar se înființează în 48. Era un serviciu secret în subordinea președinției Consiliului de Ministri. Ajungi aici, aș vrea să vă provoc puțin. Există riscul să fiți, nu știu, acuzați de promonarhism. Există acest... Care este miza până la urmă? De ce acum? Acest curent promonarhist sau antimonarhist, disputa, să spunem, a fost foarte încinsă mai curând, imediat după 1989, în anii 90. Întrebarea e foarte bună. Însă ar trebui privit perspectiva privită dintr-o altă optică. Gândiți-vă că în ultimii ani există apariții editoriale semnate de foști ofițeri de securitate, de pildă cărțile lui Stelian Andronic sau cărțile lui Pelin, lui Mihai Pelin, al căror conținut și Larry Watts, bine, Larry Watts nu intră în categoria foștilor ofițeri de securitate, al căror conținut este profund incorrect istoric,
și esențialmente denigrator. Ori rolul unei instituții de arhivă și a unei instituții de memorializare, cum este CNSAS-ul, este să scoată adevărul arhivistic, adevărul istoric la iveală. Practic, nu suntem într-o dezbatere între antimonarhiști și promonarhiști, suntem într-o dezbatere între manipularea adevărului istoric și adevărul istoric. Rolul istoricilor și a cercetătorilor, când au contact direct cu documentele de arhivă și cu posibilitatea de a le conexa și de a le contextualiza, este să scoată la iveală adevărul istoric. Deci, sigur că există riscul unei acuze de promonarhism, dar apărarea pe care o putem produce, dacă de apărare poate fi vorba, este prezentarea efectivă, cum am spus la începutul discuției, a documentelor brute, a documentelor de arhivă care sunt în corpusul expoziției și vorbesc de la sine, dincolo de orice comentariu al curatorilor. Există riscul, iarăși insist puțin, există riscul folosirii sau a politizării astfel a unor asemenea, nu știu, evenimente, să spunem chiar, sau demersuri, pentru că dacă ne uităm cu puțin timp în urmă, președintele României vorbea despre Mihai I ca un om vândut rușilor, este un citat. Există foarte multe, de aceea spun, există multe prejudecăți, există multe lucruri care s-au construit de-a lungul regimului, fostului regim, regimul comunist din România și au rămas în continuare în picioare. De ce se întâmplă acest lucru? Păi, de pildă, există un panou în expoziția noastră care vorbește de evenimentul plecării în exil. Este un moment foarte important este și un moment care crucial. Foarte multe lume spune a plecat cu un tren plin cu aur și cu bogățiile exact. Țării. Expoziția noastră pune în scenă un document al Poliției de Siguranță din primele zile ale lunii ianuarie 1948, când regele a fost obligat să-și părăsească țara. Pe 3 ianuarie. Exact. Documentul este edificator pentru că este scris de cei care îl obligaseră să părăsească țara și e de prezumat obiectivitatea lui. Respectivul document certifică o plecare controlată, o plecare cu bagaje integral supravegheate și controlate atât la urcarea în tren a regelui și a reginei mama Elena, cât și la părăsirea teritoriului țării, când s-a făcut o a doua revămuire. Regele a putut să plece doar cu bagaje personale. Bagajele suitei au fost de asemenea controlate. Trenul a fost supravegheat de ostași ai diviziei Tudor Vladimirescu. Nicolski în persoană a fost prezent pe peronul Gării Sinaia, unde regele s-a îmbarcat venind de la București cu o mașină în jurul orei 20 seara. Nicolski avea să devină șeful securității. Exact. Înființate ulterior. Deci asta este și scopul pentru care acest document a fost pus explicit. Și el vorbește efectiv de la sine. Da, este, spuneam, un moment foarte important pentru care, sau despre care se spun foarte multe lucruri, am amintit câteva dintre ele. În principiu, s-a spus sau au fost interviuri în care membrii ai familiei regale au explicat aceste lucruri. Se le confirmă documentele din punctul dumneavoastră de vedere. Vorbind de documentul pe care l-ați pomenit, este într-adevăr o dovadă certă care confirmă cele spuse de membrii familiei regale, de martorii oculari. Putem fi siguri că lucrurile s-au întâmplat așa, având în vedere că este un raport al siguranței adresat liderilor comuniști ai României. Putem să spunem că nu punem la îndoială exactitatea raportului, având în vedere sursa. Ar fi de presupus că însăși slujbașii comuniști informau greșit conducerea comunistă referitor la câte bagaje avea regele. E o idee absurdă. Asta confirmă practic întreaga poveste. Ceea ce am găsit noi și am pus pe panou cu acest document este practic confirmarea celor spuse de membrii familiei regale. Ajungi aici foarte pe scurt. Cum se explică faptul că această imagine cu regele plecând din țară cu un tren arhiplin cu aur, cu bogății și așa mai departe a prins atât de mult? Există o preistorie acestei probleme. Eu o să încerc să fiu foarte scurt. Vă rog. În 1900, în anii, la mijlocul anilor 70,
odată cu moartea în exil la Lisabona a Elenei Lupescu, s-a produs, în fine, a apărut realitatea moștenirii Elenei Lupescu și implicita lui Carol al II-lea. Securitatea română a pierdut, a tot încercat să recupereze, așa cum, cum tot încercat să recupereze pe căi de fiecare dată ilicite averile românilor expatriați, falsificând acte, falsificând documente, acte de stare civilă și așa mai departe. Statul român a tot intentat procese moștenitorilor Elenei Lupescu, familiei Urdăreanu, pierzându-le la tribunalele de la Lisabona. După care s-au gândit că ar fi un prilej foarte bun, tot pierzând procese, să îndrepte un proces pentru recuperarea așa ziselor bunuri cu care regele a plecat din țară împotriva regelui Mihai. Era un prilej formidabil ca să pună în scenă ceea ce e una din axele supravegherii informative a regelui în exil, și anume compromiterea majestății sale. N-a existat un proces efectiv împotriva regelui Mihai până în 89. Paradoxul face că primul proces împotriva regelui pentru recuperarea acestor bunuri s-a produs după anii 90. În rest, au încercat să recupereze unele bunuri pe care prezumau că le-ar fi vândut regele în exil, pierzând toate procesele. Deci asta este preistoria acestei chestiuni, iar motivația principală este posibilitatea de a-l compromite și izola pe rege. Repet, asta a fost unul dintre mecanismele recurent puse în mișcare când a fost vorba de scurcircuitarea activității regelui în exil. Iar motivul care stă în spatele acestor pierderii succesive a proceselor este lipsa documentelor. Există documentele securității care trimiteau rezidențele DIE sau CIE din exil, din exterior, trimiteau centrale și spuneau: nu putem să câștigăm procesele pentru că falsificăm acte, nu au niciun fel de credibilitate aceste acte în fața tribunalelor din Occident. Deci, practic, ei recunoșteau că funcționau cu documente false. Încercau să câștige procesele în chip fraudulos, nu știu, recrutând, au încercat să recruteze grefiere ai tribunalelor din exil și așa. E o poveste foarte complicată. Cert este că occidentalii, care funcționau cu niște reguli destul de stricte în materia actelor de proprietate, au fost foarte suspicioși și foarte, cum să spun, atenți la documente, drept pentru care securitatea, statul român, n-a reușit să mintă până la capăt. Mă întorc puțin la problema, la momentul plecării, la momentul, practic, exilării forțate a lui Mihai I. Ce au, sau care erau preocupările celor din siguranță de atunci, legate de cum ar primi populația vestea abdicării regelui Mihai și exilului său? Preocupările nu erau numai ale siguranței. În primul rând, cei mai preocupați de eventuale reacții erau chiar liderii comuniști, cei care făptuiseră prin forță actul abdicării și care acum se trezeau în fața problemei plecării regelui. Regele trebuia scos din România, trebuia găsită o metodă pentru a face acest lucru care să nu atragă atenția. În consecință, s-a procedat exact în maniera consacrată mai târziu și în alte ocazii în toată sfera comunistă, o întreagă regie. Trenul a circulat cu perdele trase, nu li s-a permis membrilor anturajului legal să deschidă geamul, să privească afară. Pe tot traseul gările au fost izolate, au existat și avem documente în sensul acesta chiar în expoziție, momente care nu au putut fi controlate. Există persoane care întâmplător sau nu s-au aflat în preajma acestor evenimente, au remarcat mișcarea aceasta de plecare, au încercat să își exprime opoziția până la urmă în fața unui act absolut ilegal. Vedeți, practic, ăsta este doar o piesă din puzzle-ul construit pentru că miza, de fapt, a întregului scenariu era instituirea, printr-o manieră total ilegitimă, a noii puteri comuniste. Practic, România a fost transformată peste noapte din monarhie constituțională în Republică Populară. Nu a existat niciun moment în care poporul român să fi fost întrebat dacă e de acord cu această schimbare de regim. Regele a fost, practic, putem folosi cuvântul alungat,
fără să ne rușinăm de termen. Și noua putere a venit practic consolidată pe o mare minciună și de aici a început și tăvălugul, avalanșa propagandei, pentru că noi, stăpâni ai României, au încercat să-și legitimeze actul. Și cum puteai să te legitimezi altfel decât începând o campanie furibundă împotriva fostului monarh, fostului monarh al României. Aici avem începutul, de fapt, a întregii povești. E interesant că regele intuise, și, în fine, existau precedente, dar regele intuise că asta va fi urmarea. Drept pentru care, imediat când ajunge în exil, documentele diplomatice, în bună măsură editate, publice, atestă faptul că chiar în primele zile, în ianuarie 48, prin Ioanițiu, care era secretarul personal al regelui, sunt anunțați reprezentanții ai Departamentului de Stat cu privire la actul forțat pe care fusese obligat să-l semneze regele, cu privire la abuzul care se vârșise la București, cu privire la faptul că actul în sine era nelegitim, chestiune pe care a făcut-o regele, repet, în primele zile ale lui ianuarie 48 și a făcut-o consistent într-o declarație din martie 48 la Claridge Hotel în Londra, o declarație care este extrem de dură, o declarație în care nu recunoaște actul abdicării, în care spune că România este ocupată de o putere străină, în care spune că guvernul instaurat la București este un guvern nelegitim, ori declarația asta și că el se consideră în continuare regele României. Declarație, nu convenea deloc această declarație autorităților de la București. În mod evident, o declarație extrem de dură, foarte fermă, care dovedește faptul că iarăși intrăm în conflict cu anumite interpretări extrem de stranii ale unora care acreditează ideea unei înțelegeri între regele Mihai și puterea ilegitimă de la București. Dacă ar fi existat o asemenea înțelegere, regele n-avea niciun motiv, de pildă, în primele zile ale exilului să anunțe puterile occidentale la cel mai înalt nivel că actul ilegal al abdicării fusese obținut prin forță și presiune și șantaj. Și mai există ipoteza lașității. Nu ar fi care de... iarăși este demontată tocmai de o declarație extrem de dură în fața reprezentanților presei și ulterior în fața oficialităților la cel mai înalt nivel. Nu trebuie uitat că în primele luni ale lui 48, regele a fost invitat la Buckingham Palace, a vorbit cu membrii familiei regale britanice, a vorbit cu Churchill, cu Attlee, cu Bevin, ulterior a fost invitat de Truman în Statele Unite, la cel mai înalt nivel, unde de asemenea a pus problema abdicării, încercând să obțină o reacție fermă împotriva guvernului de la București. Adică s-a comportat ca un șef de stat responsabil și dator să arate lumii civilizate abuzurile pe care o putere nelegitimă le făcea în capitala... Asta încerc să concentrez puțin, dar sunt multe subiecte de atins și trebuie să mergem în continuare. Și aș vrea să spunem în următoarea perioadă acum despre care au fost condițiile, iarăși au fost suficiente discuții, care au fost condițiile în care sau care i-au fost prezentate regelui pentru actul abdicării. Am văzut că în panou există chiar acel document cu abdicarea. Foarte pe scurt această istorie și să intrăm în ceea ce a însemnat problema monarhică pentru cei din care au construit dosarele securității. Foarte pe scurt, actul abdicării s-a produs prin amenințare directă. Regelui s-a spus foarte clar că în cazul refuzului semnării abdicării, 1000 de studenți care deja fusese rădeținuți în arestați de către autoritățile comuniste vor fi executați, fiind anunțat de asemenea că urmează și alte măsuri represive îndreptate asupra populației. Și adică asupra... un act de șantaj. Evident, exact. Un act de șantaj, un act de forță. În contextul, nu trebuie să uităm, România avea pe teritorii trupe sovietice. Deci era o țară ocupată. Contextul cred că este cunoscut majorității istoricilor. Tot scenariul de forță, înconjurarea aparatului legal de către trupele fidele aduse din Rusia, înlocuirea gărzii regale cu membrii ai diviziilor Tudor Vladimirescu. Ăsta este momentul semnării actului. Practic un act de forță la modul cel mai direct. Deci nu există niciun eufemism în a spune lucrul ăsta.
Cercel a fost forțat să semneze abdicarea. Plecarea lui, ca și consecința acestui act de abdicare, este doar încercarea comuniștilor de a scăpa de urmele acestui act. Deci nici de cum nu cred că putem invoca varianta fugii sau a lașității. Apariția problemei monarhice pentru, așa cum a fost, vor folosim ghilimele, problema monarhică aici, pentru că ce presupunea aia? Ce viza? Securitatea a fost în primul rând interesată pentru a scoate pe rege din istorie, practic, de două direcții majore de atac. Prima direcție era transformarea istoriei monarhiei și a simpatiei față de persoana regelui în orice altceva în afară de memorie, și asta s-a făcut prin acțiuni directe. S-au ars tablourile membrilor familiei regale, s-au șters din capitolele de istorie ale cărților de istorie momentele referitoare la monarhie, membrii familiilor legate de casa regală, foști angajați ai casei regale, cei soldații sau ofițerii din garda palatului, persoanele considerate de autoritățile comuniste ca promonarhice, erau urmărite. Supravegherea aceasta generală a tuturor acestor români care aveau sentimente promonarhice și care erau fidele de fapt unei anumite formule de stat, fidele statului român până la urmă, a constituit ceea ce numeați problema monarhică, care așa a fost denumită, este un cod operativ și care funcționa la nivelul întregii țări. Al doilea palier al discuției este supravegherea regelui în exil, care a fost instrumentată de Departamentul de Informații Externe imediat după 48. Practic, supravegherea regelui a început în primele zile ale lui 48, inițial prin obținerea de informații de la angajații legaților României din exil, din Occident, pentru că încă Departamentul de Informații Externe, în fine, Serviciul de Informații Externe la vremea respectivă nu avea o rețea informativă bine consolidată în Occident. Cele două direcții, supravegherea din interior în țară a susținătorilor sau în fine, ceea ce se interpreta ca susținător ai monarhiei sau persoane legate cu cea din exterior, din exil, au funcționat în paralel, până în 89. A fost considerat un delict de natură politică, de pildă, simpatia față de un fost șef de stat. Iarăși e o problemă care trebuie să ridice multe semne de întrebare. Și de asemenea e foarte straniu că regele considerat de statul comunist o persoană privată, era urmărită ca fost șef de stat și ca monarh în exil. Iarăși un paradox cumva ironic. Și este bine să ne amintim și acest aspect în contextul în care s-au desfășurat lucrurile cu venirea regimului comunist la putere, regim comunist care avea o ideologie prin care familiile monarhice, indiferent unde se aflau ele, erau principalii vizați ca inamici sau dușmani ai poporului și așa mai departe. Ne amintim ce s-a întâmplat în Rusia cu familia regală după preluarea puterii de către Partidul Comunist condus atunci de Lenin. Intrăm și în alte amănunte legate de această istorie, traiectorie și care trece prin dosarele securității și urmărirea lui Mihai I, regele Mihai I urmărit, și despre acest vernisaj care are loc mâine. După o scurtă pauză revenim în câteva momente. Continuăm discuția la Vocile Iașiului împreună cu Mădălin Hodor și Mihai Demetriade, consilieri în cadrul CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, despre acest subiect care privește viața regelui Mihai I al României, regele urmărit de organele de securitate în perioada comunistă. Am acoperit mai multe subiecte care creează această problematică în prima parte a emisiunii. Aș vrea să intrăm în această istorie a regelui Mihai I, așa cum reiese și din arhivele securității, cum ilustrați în vernisajul expoziției care începe mâine la ora 16 la Muzeul Universității, dar și celelalte surse pe care le-ați folosit, sigur, să le spunem mai credibile, deși sună puțin straniu.
decât sursa dosarului securității, desigur. Să începem cu debutul activității regelui Mihai în exil. Ce s-a întâmplat? Există, așa cum spuneam, există o mitologie legată de plecare, există la fel o mitologie creată de propaganda aparatului securității despre activitatea regelui Mihai. Da, există după plecare. Există prezumția non-activității sau non-acțiunii regelui Mihai în exil, o chestiune care poate fi demontată destul de ușor. Am vorbit înainte de pauză de declarația de la Londra. În 1949 urmează înființarea Comitetului Național Român, care era o formulă de guvern român în exil, în jurul majestății sale. Trebuie spus că regele a fost recunoscut ca actorul politic român, evident, cel mai important în exil. Și diaspora română simțea că în jurul regelui, în jurul monarcului, trebuie să se coaguleze o formulă de opoziție față de guvernul de la București. Regele a reușit să reînființeze, la începutul anilor 50, Fundația Culturală Carol I, din bani proprii, trebuie spus lucrul ăsta, care continuă o tradiție culturală redutabilă din perioada interbelică, finanțând burse, de pildă, pentru Mircea Eliade sau pentru Cioran. De asemenea, regele a fost prezent la toate marile sărbători naționale sau religioase cu mesaje de susținere față de cei din țară, a căror continuitate s-a păstrat până în 1989. Mesaje a căror solidaritate, uneori extrem de consistentă duritate, nu poate fi negată. Oricine are curiozitatea să citească aceste mesaje, poate constata că epitetele la adresa, mai ales dincolo de sfârșitul anilor 70, la adresa regimului de la București, n-au fost deloc, cum să spun, n-au menajat deloc puterea de la București, dimpotrivă. Practic, activitatea regiului devine consistentă după mijlocul anilor 70. O explicație foarte simplă. Guvernul elvețian, există o decizie a guvernului elvețian, valabilă în momentul în care regele a ajuns pe teritoriul Elveției și s-a stabilit la Versoa și ulterior la Aubon, care interzicea unui rezident să aibă o activitate politică explicită pe teritoriul Elveției. Prin urmare, o anumită prudență a majestății sale cu privire la declarații cu caracter politic făcute pe teritoriul Elveției se datorau acestei reglementări legale. Statul român a făcut presiuni intense la omologii lor, la Ministerul de Externe elvețian, ulterior, în anii 70-80, practic obligând sau sugerând guvernul elvețian, ca să mă exprim foarte frumos, să închidă gura regelui. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat, în mod evident, tocmai pentru că dincolo de anii 70, Europa a început să afle ce se întâmplă la București. Începuse să afle mult mai, cu argumente și cu amănunte mult mai dramatice, ce făcea puterea de la București din țară. Care erau relațiile regelui aflat în exil cu, să spunem, marile puteri de atunci, cu Anglia, cu Statele Unite? Există și aici, ca în toată secvența aceasta de timp, anumite mituri, legende și interpretări istorice. Ce am descoperit noi de-a lungul cercetării? Putem vorbi despre perioade diferențiate în ceea ce privește abordarea legăturilor dintre puterile occidentale și regele Mihai. Avem o primă perioadă, cea imediat care a venit imediat după exil, în care regele a desfășurat un efort susținut prin vizite la Londra, vizite în Statele Unite, celebra audiere în Comisia Kersten din 1954, când regele a fost chemat la această comisie instituită de Congresul American pentru a depune mărturie legat de abuzurile săvârșite de regimul comunist și modul în care regimul comunist a fost instaurat. Deci e vorba de un efort susținut din partea regelui de a conștientiza puterile occidentale asupra a ceea ce s-a întâmplat în România. Evident, eforturile sale nu au putut fi încununate de un succes imediat. Ne aflăm în primul război rece, există două tabere antagonice, există mai multe puncte fierbinți pe harta lumii,
Ne aflăm în mijlocul conceptului de coexistență pașnică. În mijlocul conceptului de coexistență pașnică. Statele abia își reveneau după un război epuizant și nu aveau niciun... Evident că nimeni nu dorea un al treilea război mondial. Deci, în contextul acesta, este evident că încercările regelui nu au putut avea efectul scontat, adică răsturnarea regimului, readucerea regimului legitim în România. Asta este o primă perioadă în care vorbim efectiv de un efort singular. Neexistând, practic, o emigrație română constituită foarte puternic, un nucleu în exil și solidar în exil, regele a devenit singura voce, credibilă și prin legitimitatea pe care o avea și prin legăturile pe care le avea în străinătate a acestui efort. Lucrurile nu s-au întâmplat atât de repede pe cât a sperat toată lumea, dar revenind la periodizare, ne aflăm într-o a doua perioadă, începând deja cu anii 60-70, când pe măsură ce abuzurile săvârșite de regimul comunist din România deveneau tot mai evidente, regele a căpătat o reprezentare mult mai puternică, a fost mult mai capabil să reprezinte în relația cu puterile occidentale adevărata Românie, știu eu, România cea care a fost suspendată în 1945, și astfel și legăturile pe care le-a avut și intrările pe care le-a avut la cancelarile occidentale au fost mai puternice. Declarațiile regelui au putut fi mai dese, au putut fi auzite, au putut fi publicate în ziare. Regele s-a putut adresa prin radio, lucru care înainte nu s-ar fi putut întâmpla. Mai mult decât atât, țările pe teritoriul căreia se desfășurau aceste manifestări nu mai achiesau la cererea regimului comunist de la România de a interzice astfel de manifestații. De exemplu, o astfel de manifestație pe care am prezentat-o și noi în expoziție are loc la Frankfurt, aniversarea Unirii în decembrie 1986. Regimul comunist, prin securitate, deci efectiv o acțiune a securității, solicită guvernului unui landului german unde se desfășura Hessen, unde se desfășura manifestare, să o interzică. E interesant argumentul. Discuteaseră cu șeful guvernului din landului Hessen și spuseseră că această manifestare a exilului românesc de aniversarea Unirii este de fapt o manifestare profascistă, legionară, de extremă dreapta în esență. Tocmai ca să resuscite cumva un anumit ton amenințător care funcționa amintind de extrema dreaptă în Germania. Evident că tipul ăsta de minciună și de manipulare n-a funcționat. Evenimentul a avut loc, dar interesant este că noi am pus în expoziție securitatea ca să supravegheze tot ce s-a întâmplat la Frankfurt a strecurat două surse. E vorba de sursa Luca sau El și sursa Iulia, doi agenți ai securității române care au participat efectiv la manifestarea de la Frankfurt și au transmis centralei în țară note detaliate cu ce se întâmplase acolo. Deci nu reușiseră să blocheze manifestarea, dar în schimb reușiseră să monitorizeze manifestarea. Vreau să vă întreb, ați intuit cumva ceea ce urma să mă întreb despre metodele pe care securitatea le folosea în construcția acestui dosar, în construcția manipulării, în infiltrări și așa mai departe, cât de departe au ajuns? Asta e nucleul tare al expoziției, pentru că punând în ecuație documente ale fostei securități, gestionate acum de CNSAS, am putut să monitorizăm destul de strict acțiunile sau anatomia acțiunilor securității. Aș putea fi foarte schematic. A fost sau este vorba de infiltrarea unor informatori atât în mediul privat al regelui, cât și în mediile pe care regele le frecventa, nu știu, la o întrunire publică a emigrației române. Trebuie spus că, din câte ne-am dat seama din documentele pe care le-am cercetat, infiltrarea în mediul privat n-a reușit. Au fost numeroase încercări. Adică fie în zona familiei regale. În zona directă, adică persoane care veneau la domiciliul regelui, acasă, la cină.
există, noi am putut documenta și știm și despre cine este vorba, un celebru social-democrat, al cărui nume informativ, nume operativ, nume de cod era Dr. Leu, și care este un celebru social-democrat, Duiliu Vinogradski, un colaborator al postului de radio Europa Liberă și care colabora cu securitate și care a fost invitat la masă la rege, practic, acasă. Însă nu e singurul. Au mai fost câteva surse pe care securitatea a reușit să le recruteze și care s-au infiltrat în mediul privat al regelui. De ce spun că n-a avut succes? Că mă puteți adică întreba... nu erau permanente. Da, tipul ăsta de folosire n-a produs, de fapt, informații consistente de-a lungul timpului, tocmai pentru că regele și familia regală au fost avertizați de serviciile de contrainformație elvețiene, care știau foarte bine cu ce se ocupa ambasada României de la Berna, știau foarte bine cu ce se ocupau agenții, ofițerii acoperiți la Versoa și îi avertizau. Vedeți, nu vă mai întâlniți cu persoana X pentru că frecventează ambasada sau este în legătură cu ofițerii acoperiți ai securității române. Prin urmare, e susceptibilă de a colabora cu instituția represivă din țară. Și atunci contactul se întrerupea. Dar încercările au existat. Alături de această componentă a infiltrării de informatori a existat una extrem de perversă și foarte toxică a manipulării mediei occidentale prin trimiterea, scurgerea unor informații neadevărate, false. Trebuie spus că mediile legionare din exil în cea mai mare parte erau antimonarhice și nu întâmplător. Printr-o foarte nefirească și stranie interpretare a actului de la 23 august, îl considerau actul în sine ca pe o trădare. Fidelii Germaniei naziste, cu siguranță, întoarcerea armelor era receptată ca pe o trădare a fostului aliat. Și au căzut mulți membri legionari, mulți membri legionari a exilului și ziarele lor în capcana securității, care trimitea articole scrise la București și erau publicate de ziarele din Occident. Asta este a doua componentă, componenta manipulării unor informații în scopul denigrării persoanei regelui și a discreditării lui în Occident și a izolării lui față de comunitatea românească. Și asta este una dintre chestiunile care a avut un viitor și după anii 90. Există, nu știu, implicări și ale celor din ambasade, ale diplomației, ale presiunilor asupra, nu știu, mijloacelor de media din Occident pentru a nu publica ceva? Trebuie spus că, în ciuda a ceea ce suntem tentați să credem, statul comunist funcționa ca un monolit. Ministerul Afacerilor Externe nu era deloc ingenu sau inocent la acțiunile securității. Ofițerii securității funcționau în cea mai mare parte ca ofițeri acoperiți în funcții diplomatice. Practic erau consul în funcții înalte, cum ar fi consul sau ambasador, sau secretar 3 la ambasadă, sau, nu știu, delegat pentru probleme culturale la nu știu ce ambasadă. Ei erau, de fapt, ofițeri acoperiți. Multe din acțiunile securității au funcționat în conivență și în colaborare cu Ministerul de Externe. Nu degeaba cancelarile occidentale și serviciile de contrainformații occidentale știau foarte bine cu ce se ocupă așa zisa instituție diplomatică a regimului de la București. Și au existat cu siguranță, de pildă, imediat după ce regele a dat un interviu într-o revistă din Elveția, într-un ziar din Elveția, Journal de Genève, în care critica foarte dur regimul de la București, numindu-l sau comparându-l pe Ceaușescu cu Pol Pot și vorbind de o țară ca un lagăr de concentrare, evident, ambasada română a ripostat, a trimis o notă de protest Ministerului de Externe elvețian, iar însărcinatul cu afacerea dinterim la București, Jacques Borel, a fost chemat și tras de urechi, practic. Și atunci li s-a sugerat elvețierilor să îl oblige pe rege să nu mai dea interviuri. Evident, nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Nu mai avem extrem de mult timp la dispoziție, ne apropiem încet încet de final, sigur, mai avem câteva lucruri de atins și putem să le atingem. Aș vrea să vă provoc să descrieți puțin, pentru toată lumea, pe înțelesul tuturor, să spunem, situația materială a regelui în exil, pentru că și aici există și a existat o întreagă mitologie. În expoziție avem două documente care vorbesc explicit despre acest lucru. Primul, cel despre care vorbeam la începutul emisiunii, și anume raportul acela referitor la plecarea regelui din țară, unde este foarte clar
scris cu exact cu ce anume a plecat. Nu mai revenim asupra lui. Și un alt raport din 1973, în care securitatea practic făcea o trecere în revistă a posibilităților materiale ale regelui. Se spune în acest raport, printre altele, că este cel mai sărac fost suveran aflat în exil, că își întreține familia din salariu. Raportul securității, spune. Este un raport al securității, al DIE, al Unității Externe a Securității, destinat, evident, autorităților de la București. Iarăși, asupra veridicității, nu cred că pot plana îndoieli, că securitatea ar fi inventat un astfel de raport, ar fi încercat să arate cât de sărac este regele, pentru că, nu știu din ce motive ar fi putut să facă chestia asta. Revenind la raportul respectiv, care de altfel va putea fi citit de orice persoană care va vizita expoziția, cred că concluziile se impun de la sine. Regele ducea un trai modest, uneori reușind cu mare greutate să-și întrețină familia, a avut de-a lungul timpului mai multe slujbe, de la persoana care a făcut o fermă de găini, a lucrat ca broker, a lucrat ca pilot de încercare. A avut mai multe ocupații. A avut mai multe ocupații. Câștiga... Sigur, promotorii teoriei huzurului regal în exil vor fi foarte dezamăgiți citind acest raport. Vor ignora. Pot să-l ignore. Revenind la ceea ce discutam mai devreme, documentul este pe un panou, poate fi citit de oricine. Cei care decid să-l ignore pot să o facă, cei care decid să nu-l ignore... Mă refer la cei interesați. Sigur, la cei interesați. Perpetuiez această imagine. Vreau să mai... Vă rog. Să mai discutăm puțin. La un moment dat, la începutul emisiunii, vorbeați despre mizele expoziției și despre posibilitatea ca ea să fie percepută ca o sursă de propagandă promonarhică, da? Sau despre ideea că documentele aflate acolo n-ar fi veridice. Cred că, cum să spun, mai degrabă putem să privim această expoziție ca pe un model despre cum se face propagandă. Deci cum a reușit regimul comunist prin securitate să facă să păteze imaginea unui om. Că este vorba despre regele Mihai I al României, ăsta este un caz exemplar. Au putut să facă asta cu regele Mihai, au putut să facă același lucru cu orice cetățean al României. Deci, mai degrabă, invit pe cei care merg să citească aceste documente, sigur, dincolo de aspectul istoric al lor, să încerce să urmărească acest fir al poveștii. Pentru că este vorba efectiv despre o operă de maculare a imaginii. Este un cum se face, sau cum se făcea, mai bine zis. Acest lucru voiam să-l reiau acum la sfârșitul emisiunii, mai avem aproximativ 3 minute, pentru concluzie, pentru că voiam să-l întreb din nou despre miză, despre importanță, despre contextul actual, pentru că probabil mulți se întreabă, bun, de ce mai este important? Noi suntem de acum republică, nu... există tendințe, cel puțin, care să fie semnificative, să ne întoarcem la monarhie. De ce ar fi important să vorbim despre cum s-a comportat securitatea cu și regimul comunist cu regele Mihai, de altfel s-a comportat într-un fel sau altul negativ, să spunem, cu foarte multă lume din România. Problema nu e în mod evident monarhia, ci problema este un fost șef de stat. Și aici se poate pune un punct apăsat. Când un stat își denigrează un fost conducător, un fost șef de stat de o manieră care poate fi verificată în expoziție și când face din el un inamic prin excelență, folosind metodele cele mai strani cu putință, o să vedeți că în expoziție regele este denumit succesiv prin nume de cod. Asta a avut pe rând nume de cod Rex, Leon sau Străinul. Nu era niciodată denumit ca atare. Era un nume de persoană supravegheată, de persoană urmărită.
expoziția nu tinde să, sau în fine, nu intră în litigiu cu problema monarhie versus republică. Scopul ei fundamental este să pună adevărul istoric în fața lectorilor. Memoria cumva trebuie recuperată doar din perspectiva asta a scoaterii adevărului din arhive. Nu intră în, cum să spun, într-o formulă de conflict sau de dezbatere cu o formă a statului sau cu o dezbatere în legătură cu forma de guvernământ, ci intră în litigiu și în dezbatere cu adevărul istoric, încercând să-l expună. Expunere, expoziție, regele urmărit, Mihai I al României în dosarele securității, acest vernisaj începe mâine la Muzeul Universității Alexandru Ioan Cuza din strada Titu Maiorescu, numărul 12, expoziție care se va încheia pe 4 mai. Vă mulțumesc foarte mult, am ajuns la finalul emisiunii. Mădălin Hodor și Mihai Demetriade, consilieri la CNSAS. Așteptăm opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail la emisiunii Vocile Iașiului, arond@digi24.ro. Sunt Ovidiu Mihăiuc, vă dau întâlnire mâine seara de la ora 19. Acum vă urez seară liniștită.